Ora 15, bună ziua, sunt Gabriela Mihai și începem jurnalul. Prețurile polițelor RCA vor fi plafonate la nivelul lunii martie 2022. De asemenea, se va renunța și la taxa de 1% pentru asiguratori. Autoritatea pentru supraveghere financiară susține că proiectul este gata și îl va înainta luni Ministerului Finanțelor. Și discutăm acest subiect cu purtătorul de cuvânt al instituției, domnul Dan Apostol. Bună ziua, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația în jurnal, domnule Apostol. Bună ziua, eu vă mulțumesc pentru invitație. În primul rând, în urma ședinței de astăzi, aș vrea să vă întreb cum arată acel plan de măsuri pe care îl veți înainta și Ministerului Finanțelor Publice. Da, fac o rectificare din capul locului. Nu a fost o ședință astăzi. Planul cu care venim, la care faceți referire, este de fapt o analiză pe care am realizat-o la Autoritatea de Supraveghere Financiară împreună cu principalii asiguratori din piață. Tocmai în scopul găsirii soluției care să avantajeze consumatorii fără să aducă perturbări majore în piață. Ei bine, lucrăm la această propunere de, și aici subliniez, de revenire la prețurile practicate de companiile de asigurări cu un an în urmă, în luna martie 2022. Este astfel o soluție agreată, discutată cu principalii asiguratori. Asiguratorii vor oferi acest produs de asigurare, polița de răspundere civilă obligatorie, la prețurile practicate cu un an în urmă. De ce s-a ajuns până la urmă la această variantă de a merge pe prețurile practicate în urmă cu un an? Pentru că vedem acum prețurile polițelor RCA sunt foarte mari și chiar ieri Ministrul Finanțelor Publice spunea că nu știe care este argumentul ASF pentru a stabili aceste prețuri care au fost foarte mari. Da, care s-au majorat. În primul rând, din nou o corecție. Vă rog. Autoritatea de Supraveghere Financiară nu stabilește niciun fel de preț, niciun fel de tarif. Domnul ministru făcea referire la tarifele de referință pe care ASF le-a publicat, ele fiind calculate independent de o companie de audit din piață. Și sunt doar tarife de referință, nu sunt tarifele practicate. Noi am venit cu această soluție, cu această propunere pe care o vom înainta guvernului, tocmai pentru ca asiguratii, cumpărătorii de polițe RCA, să nu mai suporte, în primul rând, costul inflației din ultimul an. Cele 15-16% reprezentând inflația anuală. Mai mult, soluția noastră vine și cu propunerea ca prețurile practicate de companii la polițele RCA să nu poată fi crescute peste valorile respective de acum un an, pentru o perioadă determinată de timp, evident, care să permită reechilibrarea pieței. Vorbim de o piață în care e nevoie de o prezență mai mare de companii care să ofere acest produs și cu cât va fi oferta mai bogată, evident, cu atât mai mare va fi beneficiul consumatorilor. Care ar fi perioada determinată de timp? Noi propunem o perioadă de 6 luni, dar în același timp lucrăm, analizăm și împreună cu colegii de la executiv, poate și alte măsuri pe care le putem lua în atenție în scopul protecției consumatorilor. Și în opinia dumneavoastră, ce s-ar putea întâmpla după cele 6 luni, când nu va mai fi în vigoare această măsură, dacă ea nu va mai fi în vigoare, nu va fi prelungită? Nu fac astfel de speculații, doar subliniez faptul că această soluție de revenire la prețurile practicate de companiile de asigurări în urmă cu un an este consecința unei analize pe care am realizat-o împreună cu reprezentanții pieței, tocmai ca să încercăm să readucem un echilibru în această piață. Dumneavoastră știți, referitor la acele tarife de referință despre care vorbeați, cum au fost stabilite? Pentru că, deși sunt doar tarife de referință, știm că de cele mai multe ori companiile de asigurări merg pe acele tarife. Cel mai bine vă poate lămuri cel care realizează aceste tarife, este vorba de firma KPMG. În principiu, modul de calcul al acestor tarife de referință ia în calcul daunalitatea pe, în urmă cu 5 ani, până la momentul realizării calculului. Altfel spus, aceste tarife de referință reprezintă, de fapt, valoarea daunalității într-un istoric, v-am spus, de o perioadă de 5 ani.